Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Bogdan Pasăre. Suntem în direct cu stadionul orășenesc din Mioveni și ne pregătim de duelul dintre CS Mioveni și FC Botoșani. CS Mioveni o arbitrează pentru prima oară în acest sezon. Ultima oară când a arbitrat un meci al Mioveniului a fost meciul tur din barajul pentru promovarea în Liga 1. Da, este o fază periculoasă cu Sila. Sila simulează șutul care vine acum. Fază bună a lui Richard Sila, francezul cu origini în Congo, venit în această vară la Botoșani de la Paris FC, locul 5 în Liga a doua franceză. Revedem faza de mai devreme, duelul dintre Garuti și Mateu Santos, un duel 100% brazilian. Atacul Mioveniului cu această execuție a lui Blănaru. O minge deviată de către unul dintre jucătorii Botoșanului, va fi lovitură de la colțul terenului. Musa Sanoh este cel care execută de la colțul terenului pentru Scarlatache. S-a vrut această minge și șansă bună a lui Rusu. Șut cu latul însă. Pap are timp să vadă mingea, deși careul său era suprapopulat. Iată-l pe Pap, pleacă un pic și pe instinct acolo. Viteză de Jaja Silva, brazilianul are o viteză extraordinară. Jocul este lăsat să continue. Richard Sila, pericol la poarta Mioveniului. Richard Sila întoarce pentru Ejuma. Ejuma, șutul acestuia deviat. Cel puțin așa mi s-a părut că a fost o minge deviată. Un cartonaș galben încasat de Scarlatache pentru faultul pe care l-a făcut asupra lui Jaja Silva. Foarte bine a lăsat legea avantajului Hațegan pe acel contraatac portat în mare viteză de oaspeți, dar Hațegan nu a uitat de intervenția lui Scarlatache. Acesta este momentul în care Scarlatache îl tamponează serios pe Jaja Silva. În continuare, Richard Sila întoarce pentru Ejuma. Da, nu a fost deviat șutul, ci pur și simplu a fost o execuție nereușită a lui Ejuma. Intrare dură a lui Scarlatache reflectă exact ceea ce s-a întâmplat pe teren. Un joc echilibrat. Ongenda! Execuție fabuloasă a lui Ongenda, dar și reflexul lui Ducan este pe măsură. Cât pe ce să asistăm la un eurogol al lui Ongenda, care acum se resimte. Fantastică tehnica de lovire a balonului la acest Ongenda. Mingea se ducea către vincul porții lui Ducan. Paradă spectaculoasă acestuia. 0-0 pentru echipa lui Croitoro, acasă cu Chindia, dar acum se anunță o acțiune periculoasă a gazdelor cu Blănaru. Blănaru, trecere spectaculoasă, Blănaru! Și parada lui Pap, extraordinară șansa lui Blănaru, de apreciat însă modul în care a reușit să-și procure această ocazie. Iată-l pe Blănaru într-o acțiune extraordinară, trece de Daua, apoi îl păcălește și pe Brown. Și Pap stă în calea fericirii lui Blănaru. Schimbare pe care o fac gazdele. Lovitura de la colțul terenului, bate Musa Sanoh și gol! Gol, 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 Mioveniul! Brazilianul Garuti! Minutul 60 al partidei. Un nou gol marcat din fază fixă de Mioveni. Este al 7-lea gol marcat de Mioveni în acest campionat și al 4-lea din fază fixă. Corner bătut de Musa Sanoh și Garuti reușește să îl învingă pe Eduard Pap. 1-0 pentru Mioveni în disputa cu FC Botoșani. La prima lui reușită în Liga 1, Guilherme Garuti. Sezonul trecut marca 3 goluri în Liga a doua. Sparge gheața, își deschide cont și în Liga 1. Guilherme Garuti, revedem execuția brazilianului care trimite cu capul de lângă Daua. Minge trimisă pe spate
în plasa laterală, 1-0 pentru CS Mioveni în disputa cu FC Botoșani. Gol marcat de brazilianul Guilherme Garuti. Partea a doua sezonului 2016-2017. Pară din nou Garuti! Revedem ocazia lui Garuti, care a prins gustul golului. Iată-l pe fotbalistul brazilian, sare mai bine decât Lupeta. Înscria într-un pol Iași FC Botoșan 2-1. Atenție aici, Ducan reușește să boxeze. Minge ajunge la Mateu Santos. Șutul brazilianului deviat și bară din nou! Transversală! Aici Ducan nu are cea mai bună intervenție. Adevărat, nici rusul nu reușește să îndepărteze pericolul. Și cred că a fost... Da, piciorul lui Scar la tache, mingea se duce în transversală. Minutul 88, Botoșanul într-o ofensivă totală, cade acolo Târcoveanu și penalti. Penalti pentru Botoșani în minutul 88 al partidei. Târcoveanu este trântit în careu de către Scar la tache. Scar la tache, cel care în urmă cu câteva momente a fost la un pas de autogol. În încercarea lui de a respinge șutul lui Mateu Santos și a trimis în transversală, în propria transversală, intervenție neinspirată intervenția lui Scarlatache, e contact acolo, îl agață pe jucătorul Botoșanului și este lovitură de la 11 metri pentru oaspeți. Iată-l și pe Enrico Papa în aceeași lojă cu Marius Croitoru, care vorbește la telefon evident cu cineva de pe banca Botoșanului. Să vedem dacă se schimbă executantul. E posibil ca Marius Croitoru să nu fi fost de acord cu Richard Sila. Rămâne francezul să execute. Moment de maximă tensiune aici la Mioveni. Penalti pentru Botoșan, la 1-0 pentru Mioveni în minutul 89. Intrăm în minutul 90. Ar smulge in extremis un punct Botoșanul dacă ar reuși să egaleze la această fază. Richard Sila față în față cu Ducan. Ducan a apărat un penalti în finalul lunii august la meciul cu Clinceni. Richard Sila și apără Ducan! Sila nu reușește să reia! Încă o dată Ducan, eroul Mioveniului! Extraordinară! Parada lui Ducan! La al doilea penalti apărat în acest campionat, portarul Răzvan Ducan. Vă spuneam că a apărat și la meciul cu Clinceniul. Revedem execuția lui Richard Sila și parada lui Ducan. Brown cu centrarea și gol! Botoșanul egalează în prelungirile partidei. Racovițan! 4 minute se arată în acest moment, 4 minute suplimentare. Croitoru are ceva de împărțit cu fanii Mioveniului aflați în acea zonă a tribunei oficiale. 1-1, Bogdan Racovițan reușește să egaleze. Revedem acțiunea. Minge prelucrată în flancul drept de către Brown, centrare ideală, se înalță acolo Bogdan Racovițan și reușește să marcheze prima lui reușită în Liga 1. Final de meci nebun la Mioveni, cu penalti ratat de către oaspeți, un penalti ratat de Richard Sila sau, dacă vreți, apărat de Ducan. Andrei Cristea peste zid, bară! Bară din nou și din nou Andrei Cristea! Uluitoare această execuție a lui Andrei Cristea. Se termină meciul, doamnelor și domnilor. 1-1 la capătul unui meci nebun, cel puțin repriza a doua a fost de o calitate deosebită. Din nou minge trimisă în transversală. Mioveniul a avut două bare, Botoșanul a avut și o bară și un penalti ratat. Se termină 1-1. Al patrulea rezultat de egalitate consecutiv pentru formația botoșeneană.